mare contra un adversar chiar mic, foarte bun acasă, într-un moment extraordinar al lor. Pentru noi trei puncte importante în creșterea noastră, a grupului, a tot ce face. Știam că va fi foarte greu, o echipă termică, determinată, cu un fotbal foarte agresiv și foarte pe poartă, creează multe ocazii, după care am marcat cele multe goluri în acest sezon. O echipă care îi face golul, îi face atacul și noi am început, am creat o strategie care să fie de succes și cred că aici am surprins. Tot ce am gândit în dimineața asta a fost pozitiv, a fost benefic pentru noi, pentru că ne-a adus succesul. Jucătorii care am crezut în ei și cum am creat strategia pe ei, ne-au dat și goluri, așa că am avut un fotbal, un joc mai direct, cel care era să obișnuiți dumneavoastră și cred că i-am sustins și cu jucătorii și formația și tot ce am făcut am fost inspirați. Foarte fericit pentru că noi niciodată n-am câștigat la Botoșani. Suntem fericiți. Cât a contat eliminarea lui Miron? Jocul era echilibrat, ambele echipe și noi am avut ocazie și cu Miron în teren am avut ocazie clară să marcăm și prima repriză trebuia să ne marcăm un gol la 1-0, de la 2 metri sau 3 metri cât a avut o nimeni, am avut a doua repriză iar, ocazie foarte mare, ei au avut ocazii, jocul a fost deschis și până atunci și după eliminarea lui Miron, eu zic că am preluat noi puțin controlul jocului, am început să avem să jucăm cu atacul poziționale, așa cum ne place nouă, să atacăm pozițional. Dar eu cred că ambele echipe au ajuns în situații de a marca și ei și noi. Dar normal, noi am făcut mai multe pase, așa cum făceau și ei înainte. Oarecum niciodată ați protestat și dumneavoastră la adresa arbitrajului, ați protestat și gazdele și spectatorii? Eu zic că a fost un meci frumos, două echipe frumoase, un meci bun și restul, după aceea, la fotbal, am zis mica la tenis, totdeauna fiecare își dorește să sau poate să aibă o părere în timpul meciului, dar... Ați avut o discuție mai răspunsă după o intervenție în care am prins 60, da, cu arbitru asistent. Am văzut și eu ceva acolo, așa, ce zără, poate bine, poate nu a fost, a fost, n-a fost, nu știu, da. Asta e, nu mă așa obișnuiți să faceți tactica în dimineața meciului, că ați spus că dimineața ați fost foarte inspirați. Practică o fac de acum, trebuie să mă gândesc la din anul. Eu la meciul de astăzi. Și la Botoșani, pe meciul de acasă, ne-am gândit la Botoșani. Am analizat, dar deciziile toate le iau dimineață cu stafful, în discuție cu ei, pentru că eu am ideile mele, ei văd ale lor, vedem diferit, lucruri diferite, DVD-uri și tot ce trebuie să vedem de adversar. Fiecare are informațiile lui, le strângem dimineață, eu vin cu a mea la sfârșit, intre pe ei, și ajungem la un numitor comun și facem o strategie, o formație care dar în dimensiunea meciului. Noi suntem, am schimbat tot jucător de anul trecut, nu avem formația făcută, sunt jucători noi care meritau să le dăm spațiu, Dani Lopez, nimeni care au fost accidentați, Dani i-a murit părintele, tata, acum o săptămână în România, trecut printr-un moment foarte greu, Rămiceanu și el a avut moment, a luat niște decizii importante astăzi, dar eu zic că au fost bune. Mitache merita și el să înceapă într-un meci, funda stângă, am luat niște decizii, dar le-am luat împreună cu stafful pentru că luăm împreună cu el. Eu zic că tot ce am făcut ne-am surprins pe... A arătat Vestul Botoșan cu de 2? Când echipa are 16 goluri în 8 etape, mă scuzați, ce vreți, ce doriți mai mult, dacă nici acum nu sunteți mulțumiți. Nu, dar n-am scris să ne mulțumiți, dar am creat... E o echipă foarte bună, știam lucrul ăsta. Dar am creat o strategie în care, să zicem că am făcut față unei echipe importante, în formă, puternică acasă și am fost la înălțime și noi și am meritat, cred eu, să luăm cele două trei. Cum vi se pare nivelul în sezonul ăsta comparativ cu sezoanele precedente? Nivelul competiției în general? Hai să fii serioși, tot timpul vorbiți de nivel. Noi avem ce avem, trebuie să organizăm fotbal. Fotbalul trebuie susținut financiar de la bugete. Când o să vorbim de bugete și de stabilitatea sportului românesc, atunci puteți să vorbiți cu mine, așa? Nivel. Noi nu putem avea nivel la bugetele care le avem noi. Ce nivel vreți să cereți voi de Champions League? Păi trebuie să vină să creăm, să vină să
fie finanțare foarte bună, sprijin foarte mare din partea tuturor și atunci cum o să fie sportul, o să fie o prioritate importantă a României, pentru că el, obiectivul final al sportului, cum și al culturii și astea, să creeze o noi generații puternice care se bată pentru România. E social. Totul e social și atunci, bineînțeles, trebuie să creăm oameni puternici care să lucreze pe România mai încolo. E mult de muncă, e nevoie de timp, e grea. Cine se încamă, vedem. Acum, în momentele astea, eu zic că noi încă suntem într-o perioadă de suferință. Într-o perioadă, orice club, orice entitate în România suferă, pentru că nu e organizat la nivelul cel mai mare, nu e sprijinit la nivelul cel mai mare pentru a face performanțe la nivelul cel mai înalt. Și atunci pierdem jucători, pierdem jucători valoroși foarte repede, pierdem tineri care pleacă foarte repede pentru că n-ai cum să-i ții, că toți își doresc. Că e în sport, că e în cultură, că e în știință, cei mai buni se duc, pleacă. Asta e o problemă, trebuie să ne întrebăm și noi la un moment dat, da. Ce să facem? Ne adaptăm la ce e. Noi am mers pe grupul de tine, așa că eu sunt ultimul care trebuie să vorbesc, pentru că clubul meu e cu tine, așa că eu sunt bazat pe ei, mă duc cu ei, am de unde să mă alimentez următorii 4-5 ani fără probleme. Am 40 de jucători foarte buni care o să ajungă în prima ligă, așa că 4-5 ani eu stau liniștit. Problema mea, dacă, cum le zic eu, ce mai aduc din provincie, adică de afară, îmi fac o echipă bună. Dar în restul eu sunt, am plecat pe drumul ăsta și așa o să mă cunoașteți de acum încolo, cu tineri. Eu am investit când trebuie în tineri și sunt, cred eu că am făcut un lucru, cred că am făcut un lucru foarte bun. Nu credea nimeni, dar eu cred că am făcut un lucru foarte bun. Și acum, ușor, ușor, ne vin roatele, cum ar veni, nu? Am semănat bine, nu ne-au crescut castraveți, ne-au crescut pepe. Pepe. Jucăm și fotbal bun, avem o mentalitate bună, jucăm fotbal, chiar dacă luăm câte 3-4 câteodată, riscăm un rezultat, dar copiii băgăm. Copiii le dăm și avem talent. Suntem talentați, n-avem experiență, dar ușor, ușor, o să vină. O să vină. Eu sunt, știu că m-am hămat la un lucru foarte greu, unde se consumă foarte mulți neuroni. Sunt disponibil la lucrul ăsta, că iubesc atât de mult fotbalul, îl fac de plăcere și mă bucur enorm ca acești tineri să ajungă să facă performanță. Fac cu mine parteneriat cei care pot și vor. Astea sunt lucrurile importante. Prima oară trebuie să poți, să fii bun, să fii valoros, talentat și după aceea trebuie să vrei. Ca să ajungi cel mai bun, trebuie să-ți dorești. Multă dorință, mult entuziasm, mult sacrificiu. Trebuie să iubești fotbalul, merg pe mâna mea, cei care sunt cu, vor rămâne cu mine, cei care iubesc fotbalul, la fel cum iubesc și eu. Și atunci încercăm să și care poate. Până la urmă ne-am născut să încercăm să câștigăm. Și atunci e o mentalitate și ne dorim lucrul ăsta. Dar deocamdată noi suntem mici, creștem, fiecare zi ne zbatem, cum am spus, la anul să ne vedem în prima ligă și nimic mai mult. Și când o zic o zi foarte serios, că răspund de ce zic, sunt destul de responsabil. Спорно.